Bine v-am găsit, dragi telespectatori. Vă invit pentru 25-30 de minute în care să asistați la o discuție pe teme creaționiste, evoluționiste, biblice chiar. Avem invitat pe Romulus Câmpan, reprezentant pentru Europa Centrală și Răsăriteană a Centrului de Cercetare în Creație din Australia, condus de lectorul inginer geolog John Mackay. Bine te-am găsit, Romulus Câmpan. Bine v-am găsit și eu pe voi, pe dumneavoastră. Aș vrea să discutăm în emisiunea aceasta despre originile noastre. Care sunt originile noastre? Nu știu dacă este foarte corect care sunt originile, ca și când am avea mai multe origini. Chiar întrebarea trebuie să avem grijă cum o punem, care este originea noastră la urma urmei. Unii propun pentru origine Dumnezeu. Alții propun hazardul. Chiar discutam cu Dăunuiesc cu cineva despre logica hazardului. Cât este de logic hazardul? Și nu vreau eu să precizez din început care este concluzia la care bănuiesc că o să ajungem punând întrebarea aceasta. Spunea cineva, dacă vrei să conduci bine discuția, trebuie să știi să pui bune întrebări. Și cum pui întrebările, ți-ai condus discuția. Dar vreau să discutăm despre originea noastră. Putem să avem ca origine hazardul? Este o ipoteză. Acum aș putea să răspund foarte scurt, nu. Nu. Da. Și atunci, nu poate să se gândească nimeni serios la origini și să invoce șansa, întâmplarea, hazardul drept origini sau drept origine. Da. Pentru a clarifica acest punct, aș vrea să aduc în discuție un concept pe care aș vrea să-l și fundamentez cu un exemplu, și anume conceptul de logică. Da? Însă aș vrea să-l aduc în așa fel încât să fie clar acest concept de logică. La un moment dat vorbeam despre modul în care informațiile, datele științifice avute la dispoziție pot fi folosite pentru a arăta spre un originator, spre origine, da. Sau pentru a arăta spre nimic. Da. Am spus nimic, puțina întrebare, pentru că mi-este greu să iau un set de informații și să le ansamblez, să observ logica ele, să observ un scop în acestea și să spun acestea arată spre nimic pentru că vin de nicăieri. O lege care vine de nicăieri. Da, Spunem de deci legile naturale este ca venind foarte, de nicăieri. Da, este foarte interesant Nu acest există concept. Proces de creștere, ci pur și simplu le presupunem, inclusiv teoria Big Bang-ului. Exact. Presupune acele legi. Exact. Deci am o diversitate de informații. De exemplu, cum sunt fosilele găsite, care toate sunt bine definitivate. Acestea mă fac să înțeleg că n-a avut loc niciodată o evoluție de la foarte simplu spre foarte divers, fiind fiecare bine delimitat într-un anumit grup, pot să le raportez liniștit la ceea ce Scriptura numește creația specială a lui Dumnezeu, acestor organisme, fiecare în specia sa. Deci, pot să iau datele existente, să le corelez logic și mergând înapoi în timp, să spun, toată această corelare de date logice arată spre și atunci am de ales. Două direcții. Două direcții. Ori arată spre un originator, da. Și atunci discutăm de conceptul de origini clare. Da. Și dacă iau Scriptura, văd că deja aceasta vorbește de un originator, da. Care cu un țel a făcut o serie de acte. Da? Deci a da. Creat plantele, a creat spațiul, tot, tot, tot. Și pot să vorbesc despre nimic. Ca și cum tot ceea ce există poate să fie condus înapoi în nimic. De ce? Chiar dacă vorbim despre Big Bang, da? Da. Nu putem să vorbim despre Big Bang ca fiind începutul. Așa cum ai spus, Big Bang-ul presupune existența unei
hiper, super concentrări de materie. Deci deja discutăm de materie. Discutăm de o concentrare acesteia. Da. Materia nu fiind ceva foarte simplu, este complexă. Bineînțeles, da? Bineînțeles, protoni. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Această super concentrare de materie a atins un nivel critic de concentrare. Deci vorbesc deja de o necesitate a unei explozii în momentul în care se ajunge la această masă critică sau nivel critic de concentrare. Da. Și atunci deja discut de legi fizice, de necesități fizice, care n-au nimic de a face nici cu conceptul de șansă, nici cu conceptul de hazard. Și atunci discuția trebuie împinsă dincolo de Big Bang și se pune întrebarea, înainte de Big Bang, ce a fost care mi-a prestabilit legi fizice ale necesității? Da. Și necesități. Bun? Știu deci, că putem, pot acum puțin așa să te acuz de rea intenție. Atunci când pui întrebarea ce a fost înainte de Big Bang, pentru că am auzit întrebarea și nu o dată și nu de 5 ori, ce a fost înainte de creație? Cine l-a făcut pe Dumnezeu? Mie îmi sună blasfemie întrebarea asta și eu am adâncit-o și îmi dau seama cât este de logică această întrebare. Cine l-a făcut pe Dumnezeu? Ok, am înțeles, nu, Big Bang-ul este irațional într-un anumit punct de vedere, pentru că presupune niște legi ca existând un cod de legi, ca și când eu merg pe stradă, găsesc un cod de legi și spun, o picat așa, la întâmplare. Puțin acum sunt rău, dar la fel întrebarea asta se poate întoarce împotriva noastră. Cine l-a creat pe Dumnezeu la urmă? Și el are un început atunci. Conceptul în sine de Dumnezeu, chiar dacă nu mă apropii de conceptul de atotputernicie, de suveranitate, de supremație a Dumnezeului personal biblic. Pur și simplu, conceptul de Dumnezeu este atât de plin de semnificație, de transcendență, de autosuficiență, încât a întreba cine l-a creat pe Dumnezeu este un fel de iraționalitate și verbală și frazeologică. Deci întrebarea este din capul locului ori este ilogică. Sărac gândită, ca să nu vorbesc de rea voință, cu toate că subscriu la ceea ce ai spus, că de obicei această întrebare se pune rău voit. Da. Sau, cum ai spus, ilogică și irațională. Da, pentru că am pus întrebarea aceasta pentru că m-am izbit de, de această întrebare și am observat cât este de ilogică întrebarea. Dumnezeu, cuvântul acesta de Dumnezeu, noțiunea, nu este un cuvânt gol. Deci presupunem anumite lucruri, presupunem eternitate. Deci, când vorbesc despre Dumnezeu, presupune eternitate. La fel, când vorbesc despre cerc, presupun că el nu are colțuri. Exact. Întrebarea se aseamănă cu cercul are două sau trei colțuri. Da, da, da. Deci, este ilogică. Da. La fel, întrebarea cine l-a creat pe Dumnezeu, dar același răspuns nu poate să fie împrumutat de evoluționiști și pur și simplu să presupună veșnicia materiei. Pur și simplu a existat. Legile au existat dintotdeauna. La fel cum Dumnezeu a existat dintotdeauna, legile au existat dintotdeauna, nu a fost nevoie de un început, ci pur și simplu întotdeauna protonii, neutronii erau acolo, știau că nucleul se află și toate lucrurile s-au condensat și dintr-o dată, așa, hazard, miliarde, sute, au la dispoziție timpul infinit. Tocmai noțiunea aceasta de timp infinit este chiar foarte științifică? Cel mai interesant lucru pe care îl observăm, sau unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le observăm în natură, este tocmai organizarea aparent nedirijată și necontrolată a ceea ce cunoaștem sub denumirea de fulgi de zăpadă. Fulgul de zăpadă este folosit uneori de evoluționiști drept dovadă a existenței în natură, a organizării materiei din nimic, fără niciun sens, în acea superbă formă pe care o vedem și o numim și o admirăm ca și fulgi de zăpadă. Și nu există doi la fel. Da. Și ceea ce face din fulgul de zăpadă ceva mai mult decât pur și simplu frumusețe artistică. Și se compară sau se aduce acest argument în favoarea eventualei existențe a organizării materiei organice, dacă tot ai vorbit înainte de materie, că ar fi veșnică, de organizarea acesteia în
materie anorganice, de organizare acestei materie organică, care după aceea s-au organizat mai departe în ceea ce numim viață și în tot ceea ce ține de viață. Da? Pentru că avem trei lucruri, anorganic, avem organic și după aceea organizare în viață, pentru că nu se poate vorbi chiar așa de simplu de organizare din anorganic în viață. Da? Deci măcar să trecem prin aminoacizi și proteine ca să ajungem cumva măcar la viață. Dar nu pot să folosesc și nu pot să mă folosesc de acest lucru. De ce? Și este foarte simplu. Da? Fulgul de zăpadă conține organizarea materiei fără scop. Scopul de organizare a materiei respective nu pleacă mai departe de fulgul de zăpadă. Da? Deci rămâne, se organizează pentru a rămâne fulgul de zăpadă. Dacă vorbim însă de organizarea geometrică a dublei elice a helixului, acidului dezoxiribonucleic, da? De ADN-ului. Da? Forma și organizarea geometrică sunt tocmai detaliile informațiilor genetice necesare progeniturii. Deci, în formă, în organizarea geometrică, avem informațiile, clădite informațiile necesare pentru indivizii progenitură. Deci este mare diferență între forma fără scop sau forma numai în sine și forma cu scop, care include și este tocmai detaliu cu detaliu informație pentru construirea unui eveniment sau unui obiect viitor. Deci este mare diferență între cele două concepte. Citeam curând despre cineva care spunea și Dumnezeu are un scop în forma fulgilor de zăpadă. Pur și simplu vrea să distreze într-un fel acei oameni care sunt atât de curioși să vadă fiecare fulg de zăpadă la microscop și să se uite și pur și simplu Dumnezeu se joacă. Pur și simplu Dumnezeu creează și își arată înțelepciunea și felul lui divin de a fi, încât să nu cumva creaturile lui, omul pe care el îl iubește așa de mult, la un moment dat să se plictisească. Era acea explicație care este de luat în seamă. Da, eu sunt perfect de acord. Ok, să revenim puțin la lucruri mai serioase. Avem de-a face cu explicații naturale, avem de-a face cu explicații logice. Din câte mi-am dat o seama din discuția cu tine, creaționismul este o explicație foarte logică. Înțeleg lucrurile care mi le spui. Sunt logice, curg una într-alta, se presupun, este frumos. Înseamnă că dacă fac egalitate între știință și logică, înseamnă că ceea ce numim creaționism este științific. Putem să definim științificul ca fiind ceva logic și atât, punct? Mulțumesc de întrebare. La un moment dat, în istoria statului american Kansas, s-a luat o decizie la nivelul Comitetului Național a statului respectiv pentru educație, de a priva evoluționismul de întietatea și exclusivitatea pe care o deține, de monopolul pe care îl deține în sistemul educațional al statului respectiv. Da. Foarte interesant, cred că n-a durat un an această stare de euforie într-un fel pentru creaționiști, pentru că, din câte am înțeles, tot bordul a fost schimbat, iar noul bord de educație, deci Comitet de Educație, a avut ca primă măsură a muncii sale să abroge decizia bordului anterior și au pus înapoi evoluționismul în drepturile sale. Este foarte interesantă însă modalitatea în care era definită știința înainte de decizie și după. Am cu mine câteva extrase din hotărârile celor două borduri. În fiecare dintre ele găsim o explicare a ceea ce este știința. Înainte de acceptarea creaționismului, deci ceea ce a dus la acceptarea inclusiv a creaționismului, știința era definită astfel. Știința este activitatea umană care caută explicații logice pentru ceea ce putem observa în lumea din jurul nostru. Deci, ca atare, creaționismul a fost socotit logic pentru că este logic, nu numai noi doi ne dăm seama de lucrul ăsta. Bineînțeles. Și a fost introdus în cadrul programelor școlare și s-a predat în școlile americane. Da?
cel puțin asta a fost intenția. Deci asta a fost... Sau asta s-a sperat. Sunt curios. Și cum a fost următoarea definiție? Foarte interesant. Următoarea decizie suna și următoarea definiție suna deja în felul următor, prin care s-a lăsat evoluționismul. Da. Definiția științei era, deci este cea nouă, este activitatea umană care caută explicații naturale pentru explicarea a ceea ce vedem în lumea din jurul nostru. Ce a dispărut? A dispărut logicul. Termenul și conceptul de logică, logică și s-a înlocuit cu cel de natural. Natural. Da. Care este diferența dintre cele două? Este atât de mare încât face diferența dintre două lumi. Da? Da. Atunci când aduci orice fel de argument sau înlocuiești conceptul de logică cu orice altceva, indiferent ce ai pus în locul lui, da, cel mai rău lucru pe care ai putut să-l faci este că ai privat gândirea de logică. Și în momentul când ai privat gândirea umană de logică, poți să construiești ce vrei, poți să faci ce vrei, de ce? Nu mai ai control logic a ceea ce se întâmplă după aceea. Bun, dar explicațiile naturale nu sunt explicații logice? Care să se exclude una pe alta? Care să fie totuși motivul că s-a eliminat conceptul de logică? Definit. Păi, probabil o trebuit să specifice foarte clar ce fel de logică avem nevoie în școlile. Normal că logica care mă apropie de Dumnezeu nu ne place. Este vorba pur și simplu de logică. În natură, cum este obișnuit omul să se gândească la natură? De exemplu, cum am fost noi educați, da? În ceea ce în regimul trecut. Da. Și din păcate, conform a ceea ce citisem în cartea lui Constantin Cucoș, un cercetător în pedagogie din Iași, un profesor universitar, explicațiile, până și de acum, în mare parte, din învățământ, apropo de religie, apropo de lucruri transcendente, au de-a face tot cu gândirea de vreo câteva decenii, care spunea că religia s-a născut ca o teamă naturală a oamenilor primitivi la catastrofele naturale. Vezi, țin minte, așa m-am învățat, fulgerul a aprins un copac, s-au temut de foc, s-au închinat focului, au încercat să după aia au evoluat, perfect, și-au făcut un totem. Deci, ce e interesant în asta este inexpectabilitatea unor întâmplări naturale vis-a-vis de viața omului. Deci, se întâmplă din întâmplare, hazardul este cel care hotărăște care va fi copacul trăznit de o fulger și care se va prinde. Și atunci, când aduci termenul sau conceptul de natură ca explicație, în natură, într-adevăr, având tot ceea ce vedem în jurul nostru, se pot întâmpla lucruri. Deci, nu mai vorbim de conceptul de șansă sau întâmplare pură, dar pentru că deja avem un set, un cadru un cadru geografic, un cadru biologic, un set de lucruri care, de obiecte, de vietăți care însuflețesc acest cadru natural. Deci putem să vorbim că eu, din întâmplare, în loc să mă uit acolo unde trebuie să mă uit, de jos, m-am uitat la o vitrină și m-am împiedicat de obiectul pe care nu l-am văzut, da? Deci pot să vorbesc așa de întâmplare, cu toate că și aici ar fi multe de discutat, dacă ne-am filozofa prea tare. Dar asta este marea diferență. Și acțiunea primordială a fost cea de privare a definiției de conceptul de logică. Și în momentul în care am scos logica din funcțiune, în momentul în care nu mai sunt controlat nici de logică, nici de rațiune, pot să-mi permit să dau niște explicații atât de iraționale, de exemplu în tot discursul științific, pe care nu o să mi le deranjeze niciun fel de logică și niciun fel de rațiune. Cel puțin în conceptul meu, a crede un lucru deja depășești capacitatea de a raționa, devii un om religios, pentru că nu mai filtrezi lucrurile acestea prin rațiunea noastră, pur și simplu le asimilezi, le crezi ca atare. Deci un evoluționist devine un veritabil om religios. Totuși,
Acum, creaționismul nu se ocupă de părțile acesteia naturale, el nu este atât de natural, el este doar logic. Logica aceasta, ce suportare, despre ce se face argumente logice, despre ce se discută? Nu sunt lucruri naturale, nu sunt lucruri concrete, atunci de ce evoluționismul, dacă este natural, a doua întrebare, dacă le ține minte, de ce totuși a fost exclus din școală? Acum am să spun în ceva... În America, din școală, că la noi suntem mai democrați ca americani. Sper să și rămânem așa și sper să... sper să evolueze învățământul din România înspre o acceptare a creaționismului în programa de studiu a științei, pentru că aceasta este marea bătălie care se dă în Statele Unite. Da. Am să folosesc acum un grup de concepte și câteva cuvinte pe care, dacă fosta mea doamnă profesoară de limbă și literatură română le-a auzit, atunci m-ar trage de urechi. A spune că cea mai superbă da? Cea mai superbă definire sau interrelaționare a logicii cu natura o găsim tot în Biblie. În scrisoarea lui Pavel către romani, care spune că Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, anumite atribute ale lui Dumnezeu, pot fi înțelese din logica a ceea ce ne înconjoară. Deci pur și simplu, dacă Biblia s-ar pierde la un moment dat, eu așa cum s-a pierdut înțeleg... pentru foarte mulți oameni. Da. Deci nu există. Deci spune Scriptura că avem o revelare a lui Dumnezeu în conștiința fiecăruia. Tot Pavel spune că este în firea chiar și a păgânilor o cunoaștere a legii lui Dumnezeu. Deci martor a faptului că nu faci bine este în primul rând propria conștiință, de care nu se poate debarasa nimeni. Dar după aceea vorbește Pavel de posibilitatea de observare a existenței unei divinități. Da? Deci fără să vorbim acum, bineînțeles, de mântuire, pe care numai în Iisus Hristos, în cel revelat de Scriptură, poate fi înțeleasă. Dar la nivelul de divinitate, la nivelul de Dumnezeu, se poate ajunge la nivelul de cunoaștere a acestui concept, se poate ajunge din pur și simpla observare a logicii, a rațiunii, a ordinii din lucrurile de care ne înconjoară. Cineva făcea o observație foarte pertinentă, mie mi-a plăcut-o când am parcurs-o, spunea, pentru un teolog Dumnezeu este la începutul afirmațiilor sale, apoi urmează lucrurile naturale. Pentru un om de știință, la început sunt lucrurile naturale și sfârșește cu Dumnezeu. Este foarte interesant. Ce propui tu? Care propui tu să fie originea noastră? Care este propunerea ta? De ce creaționismul? În momentul în care omul trebuie să respingă pe Dumnezeu, trebuie să o facă cel puțin din două motive. Unu, trebuie să comit un act de agresiune voită și cu scop asupra conștiinței mele. Trebuie să comit un act de agresiune împotriva rațiunii care mi-a fost dată de Dumnezeu ca să înțeleg lucrurile care mă înconjoară. Și vreau să dau un exemplu tragic, însă cât se poate de adevărat. Spunea unul dintre proponenții cei mai de seamă ai evoluționismului că evoluționismul nu se poate observa pentru că nu este observabil. Da. Și cu toate că ei știu foarte bine care este adevărul, deci că în momente de sinceritate știu ei foarte bine că poveștile pe care le spun sunt doar povești. Da. Vor vorbi în continuare de evoluționism pentru că acesta este singura alternativă la creație. Da, scuze-mă că fac o paranteză, da? Apropo de cuvântul nobil. Este mai nobil să crezi că te-a creat Dumnezeu decât să crezi că ai ajuns din maimuță. Pur și simplu, originea maimuță este inferioară față de originea Dumnezeu. Biblia, la un moment dat, când spune genealogiile fiului, da? La un moment dat vorbește despre Adam ca fiind fiul lui Dumnezeu. Da. Ce origine nobilă decât o maimuță. Cineva a scris o carte cu titlul acesta, da? Nu te deranjează că cineva te face maimuță? Da. Deci,
De ce creaționismul, ca să revin la, la întrebarea ta? Dacă n-ar trebui să merg mai încolo de toate astea. Și aș fi pus în situația să trebuiască totuși să aleg între a urma evoluționismul sau creaționismul. Creaționismul îl aleg pentru că îmi este cel mai aproape de modul meu de exprimare, este uman. De modul meu de gândire. Este uman în urmă. De modul meu de judecată. Și nu vorbesc de mine în mod personal, ci de om în general. Deci, și acum fac un pic de legătură cu începutul a ceea ce discutasem când am abordat tematica. Mi se oferă toate informațiile pe care cineva le poate avea la, la dispoziție pentru a face o alegere. Mm-hmm. Am într-un loc creaționismul și în celălalt evoluționismul. Într-un loc am evoluționismul despre care nimeni nu poate să-mi spună nimic concret decât ipoteze, pentru că nimeni n-a fost acolo, nu este observabil, nu este repetabil. Și am creaționismul dincolo de care se află Dumnezeu, Creatorul care a fost acolo, El a săvârșit totul și am tot setul de informații necesare la dispoziție, pus de El la dispoziție, pe care nu trebuie decât să-L corelez cu ceea ce eu deja știu din conștiința mea, din logica a ceea ce văd deja, din raționamentele mele, și să ajung la concluzia că ceea ce îmi spune Dumnezeu, cu ceea ce deja înțeleg eu, este același lucru. Și atunci, ce rămâne să fac? Să spun, da, știu că unul și cu unul este doi, știu că în acest moment Ciprian și cu Romulus stau de vorbă, dar concluzia mea este că peretele este în spatele meu. Deci, am folosit-o... Înțeleg, da. Pentru că Romulus, emisiunea noastră se apropie de final. Și îmi pare așa de rău că se apropie de final. Timpul nu a intrat în sac, poate altă dată putem să discutăm și alte lucruri. Aș vrea ca o concluzie pentru emisiunea noastră. Am început cu întrebarea care este originea noastră și am pus corect întrebarea, nu originile noastre, chiar dacă am discutat despre origini la plural, pentru că am prezentat două. Am ajuns la un moment dat să discutăm și să punem o întrebare care am vrut atunci să o acuz de falsă. Cât este de logic hazardul? Ceva care se aseamănă, cât este de albastru culoarea roșie. Hazardul este lipsa logicului. Deci nu există scop, nu există obiectiv acolo. Din cauza aceasta, mie mi se pare creaționismul ca fiind superior evoluționismului, pentru că el are logică, are un scop. Baza este un Dumnezeu. Dragi telespectatori, aceasta aș vrea să rămână concluzia noastră. Și aș vrea să analizați și noastră cu obiectivitate despre creaționism vis-a-vis evoluționism și în urma analizelor dumneavoastră pertinente să alegeți ceea ce credeți că este cel mai logic. La revedere!